O seară absolut istorică, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, nu doar vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite face agenda, ci și documente. Documente secrete declasificate în legătură cu arhiva SIPA au fost publicate în această seară pe site-ul Ministerului Justiției în urma publicării monitorul oficial a hotărârii de guvern prin care s-a decis acest lucru. Vă reamintim că Uniunea Națională a Judecătorilor din România a amenințat să dea în judecată guvernul dacă va publica arhiva. Până una alta, în această seară aflăm însă că în spatele operațiunilor au existat și fonduri pentru SIPA din 2007 din mânuța Monicăi Macovei. Ce operațiuni speciale putea să facă un serviciu închis este un lucru care trebuie să primească un răspuns în zilele următoare. Adina Anghelescu, în legătură directă cu noi. Adina, s-a uitat pe documentele publicate în această seară de Ministerul Justiției și la fel ca și nouă i-au sărit în ochi acele cifre, acele procese verbale care vorbesc despre deschiderea unor fișete în care, ce să vezi, surpriza, Adina, se găseau niște plicuri în care, ce să vezi, erau niște bani care, ce să vezi, erau pentru niște operațiuni speciale ale Serviciului Secret de Informații al Ministerului Justiției. Bună seara, Adina! Bună seara! Da, într-adevăr, primul lucru care ți atrage atenția este această cifră de 127.875 de lei care apar într-un proces verbal ce a fost și el desecretizat odată cu două rapoarte, rapoartele fiind ale Comisiei domnului Predoiu și un alt raport al Comisiei de la finele anului 2007. Cei cu banii? Pentru ce erau ei și de ce fuseseră alocați acestui minister, înțelegem, chiar din ordinul ministrului Monica Macovei? Da. În acel raport desecretizat al Comisiei Constituite în 24 septembrie 2007, comisia aceasta, care a fost condusă de Marius Iosif, fost șef al ANP-ului, a sesizat Ministerul Justiției că la data la care el a preluat această funcție de director general ANP, a găsit în biroul fostului șef ANP acel fișet metalic misterios care nu avea nici cheia predată. În acest raport se arată că ministrul Macovei a solicitat emiterea unei hotărâri a CSAT la acea vreme, prin care fondul acesta, pentru că se vede de pe plicuri și după ce a fost desecretizat și s-a uitat ce este în acele plicuri, că era vorba de fondul de cheltuieli operative aparținând fostei DGPA, adică fostei SIPA, și urma ca această sumă de 127.875 de lei să fie redistribuită în 2006 către ANP. Dar ce să vezi? Deci, prin hotărârea CSAT-ului, că avem și o hotărâre a CSAT-ului 0111 din 30.06.2006, fondul a fost redistribuit către ANP. Domnul procuror Doru Dobocan, care era fostul șef al DGPA-ului, adică al fostei SIPA, a predat toată suma la Ministerul Justiției lui Florin Ungur, care era șeful biroului informații clasificate. Și ce s-a întâmplat la cu banii? Acea vreme. Păi, nu știau ce să facă cu banii, pentru că se desființase SIPA, nu? În ianuarie 2006. Și atunci cui i-au dat? Păi și ianuarie, dacă se desființase în 2006, de ce le mai dădea bani Macovei în 2007? Pentru că banii se arată acolo sunt dați din ordinul lui Macovei în 2007. Nu, din ordinul lui Macovei s-a făcut această predare, pentru că trebuie să înlănțuim toate chestiile. Procesul ăsta verbal cu banii respectivi se regăsește ca anexă în raportul desecretizat al comisiei din 2008. Deci e o nebunie întreagă. Atunci când au fost repartizați spre alte instituții de forță, Așa, concluziile acestei comisii din 2007 spune că nu s-a identificat un registru unic de evidență a cheltuielilor operative pe perioada ianuarie 2005-30.06.2006, deci foarte interesant, unde se află acest registru unic de evidență, că în acest registru unic de evidență a cheltuielilor operative puteam să aflăm și noi cu toții pe ce operațiuni speciale s-au dat banii ăștia, dacă au fost într-adevăr speciale operațiunile respective, sau cum am văzut în cazul DGIPI, serviciul de la Ministerul de Interne, s-au mai cumpărat mișcadoașe, mici
fie să acoperi mici nevoi personale ale unora sau altora. Habar n-avem dacă acest registru unic de evidență nu apare, nu o să știm. Iar prevederile hotărârii CSAT... Absolut fabuloasă această descoperire. Da, din hotărârea CSAT din 0111 arată această comisie din 2008 că nu au fost duse la îndeplinire în integralitate, pentru că doamna Macovei nu a sezizat și n-a supus spre aprobarea CSAT-ului modalitatea de repartizare a acestei sume a fondurilor de cheltuieli operative rămase în aer. Așa, motiv pentru care Comisia a propus Ministrului Justiției sesizarea CSAT-ului pentru aprobarea redistribuirii acestui fond, uneia din instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței naționale. E ceva acolo, Adina, și profit de faptul că îl avem în studioul nostru pe domnul Cătălin Harnagea, a condus un serviciu de informații, un serviciu extrem de important, cum este SIE. E ceva ciudat aici, domnule Harnagea. Suma, aparent, nu-i mare. Sunt 120.000 de lei. Dacă pentru această sumă totuși a fost nevoie de sesizarea CSAT, e clar că ceva era în neregulă în legătură cu alocarea, cu, iată, evidențierea felului în care au fost cheltuiți acești bani, de s-a ajuns atât de sus la un fond atât de important precum CSAT. În general, fondul operativ, mai ales pentru majoritatea, în sfârșit, sumei, este folosită pentru plata unor surse sau unor informatori. Asta este destinația acestor bani? Da, dacă nu cumva pentru alte cheltuieli, în sfârșit, auxiliare, ca să le spunem așa. Așa se justifică că erau cash în niște plicuri, dar, în funcție de tipul bagnotei, într-un fișet. Dar asta înseamnă că totuși SIPA a avut surse plătite. A avut plătite. Ceea ce e foarte grav. Sau, oricum, este, fiindcă, normal, după câte știu eu, a fost desființată de vreo 2-3 ori. Ceea ce înseamnă că în arhivă probabil că vom găsi și un opis a acestor surse, a acestor informatori. Iată că nu există registru, cum spunea Adina mai devreme, pentru o perioadă de cât, Adina? Aproape un an și jumătate. Da, de la venirea doamnei Macovei din 2005 exact. Până la 30.06.2006. Deci un an și jumătate nu există registrul acesta de cheltuieli. Da, și în ianuarie 2006 deja nu mai exista SIPA, conform... Și vă mai reamintesc că în aceeași perioadă, Adina, nu există nici registrul de intrări și ieșiri în arhiva SIPA a unor persoane, a unor documente, dacă e vorba de copierea lor, de distrugerea lor, de sustragerea pentru o perioadă. Potrivit celor făcute publice chiar de Ministrul Justiției, deci, Tudorel Toader. Deci, lipsesc aceste două evidențe importante. Ce documente și ce persoane au intrat și ieșit din arhivă și cine pe ce a cheltuit banii ăștia din fondul sărăcii. Mai există ceva, acuzația adusă Monicăi Macovei că noaptea la două a intrat în sediul arhivei și a plecat și cu registrul. Aici s-ar putea să fie o cheie. Da, și mai sunt alte chestiuni foarte importante în aceste două rapoarte desecretizate. Grav este un aspect, așa cum reiese din raportul Predoiu desecretizat, că factorii de decizie anteriori, da, deci anteriori lui Predoiu, venirii lui Predoiu, au dispus o rescriere a hardurilor, a harddiscurilor, dar nu a fost identificat un ordin al ministrului în acest sens. Așa este. Și a doua chestiune, mai spune raportul, nu au fost înregistrate în registre speciale documentele clasificate conform legii 182 din 2002 și HG-ului 585 din 2002, ceea ce înseamnă incidente de securitate, da, până la urmă, și au mai fost identificate și materiale informative privitoare la posibile activități infracționale săvârșite de magistrați care erau înregistrate la MJ, la serviciul lor de informații clasificate, fără rezoluția ministrului sau a unui secretar de stat. Deci, mai se scrie iarăși un lucru foarte grav, negru pe alb, că membrii comisiei desemnate de ministrul Monica Macovei în 3-a 2-a 2005 au ridicat documente din arhiva operativă aflată la Serviciul de Informații Clasificate din MJ, din Ministerul Justiției, pe care le-a predat ministrului Justiției Monica Macovei. Aceasta este o confirmare a ceea ce apărea într-o notă anonimă publicată acum, cred, o săptămână și ceva, de la cineva din interiorul acestui serviciu și care vorbea tocmai despre felul în care au fost extrase și predate direct ministrului Macovei mai multe documente din această arhivă. Mulțumim, Adina.